Mecalii îl trimite înapoi la Craiova pe Vlad, portarul care a îngropat-o pe FCSB. L-am furat de la Olteni și m-a pedepsit Dumnezeu, spune patronul FCSB. Becali l-a sunat pe Rotaru și a spus că toate îi se întâmplă pentru că l-a furat pe Vlad de la Craiova. Vreau să-i dau înapoi lucrul furat, spune patronul FCSB. 400.000 de euro l-a costat Vlad. Cum să iei golul ăsta? Cum să-l iei? Cum spunem? Că nu înțeleg cum. Vlad a gafat la primul gol de la Erevan și n-a reușit să apere niciun penalti. Când ajungi la penalti, vine și ăla din tribună care are ciocate în picioare și dacă îi dă una, ce să-i facă portar? Este un portar bun sau nu? De mare valoare, mă. Chiar dacă a greșit la gol. Mie îmi place Vlad ca portar. Eu l-aș lua. Dacă el ar vrea să vină, eu l-aș lua. Vână a ajuns la Craiova înaintea lui Vlad. Mamut și Burlacu merg la FCSB la schimb cu Vână.